Ministerul Agriculturii privește cu îngrijorare către anul agricol 2022-2023, în ceea ce privește asigurarea cantităților necesare de îngrășăminte. Dacă o bună parte dintre stocurile de anul acesta sunt deja asigurate, gradul de incertitudine privind anul următor este unul ridicat. Deși nu a oferit un răspuns concret cu privire la o posibilă subvenție pentru producția de îngrășăminte, ministrul Adrian Chesnoiu a dat asigurări că se caută în continuare măsuri pentru soluționarea actualei crize din domeniu. Într-o conferință de presă susținută la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Adrian Chesnoiu se arată preocupat de anul agricol 2022-2023. Din informațiile și datele oficiale pe care noi le avem la Ministerul Agriculturii, peste două treimi din necesarul de îngrășăminte pentru anul agricol 2021-2022 este deja distribuit către fermieri. Desigur, sunt și anumiți fermieri care nu și-au făcut stocurile din vară, iar prețurile la îngrășăminte au crescut vertiginos, pentru că s-a resimțit efectul a doi factori principali. În primul rând, criza gazelor în Europa, un consum sporit pentru alte industrii care a dus la o cerere foarte mare și creșterea vertiginoasă a prețurilor. De partea cealaltă, o explozie a prețului la certificatele de emisii de dioxid de carbon, care în 2013 erau tranzacționate cu 12-13 euro, iar acum se tranzacționează cu 94-96 de euro, a precizat ministrul Agriculturii. Am reluat încă de la preluarea mandatului activitatea Comisiei Naționale de Autorizare a punerii pe piață de fertilizanți din terțe țări, făcând astfel posibilă apariția pe piața românească a unor cantități semnificative de îngrășăminte provenite din alte țări producătoare, Iordania, Egipt, țările din Orientul Mijlociu, dar și Ucraina și Rusia, până la izbucnirea conflictului. Evident, acum situațiile s-au schimbat și ne preocupă anul agricol viitor și finalizarea cu rezultate bune a anului agricol prezent, a explicat Adrian Chesnoiu.